Ciprian Florescu este acuzat de liberali că a fost în stare de incompatibilitate în perioada în care s-a aflat la șefia Consiliului Județean Gorj. Liderii PNL spun că Florescu avea la dispoziție 15 zile în care ar fi trebuit să renunțe ori la funcția de vicepreședinte, ori la cea de președinte interimar al Consiliului Județean. În replică, Florescu susține că a discutat cu mai mulți juriști, iar aceștia i-au transmis că a procedat corect. Liberalii spun că Florescu trebuia să-și aleagă în termen de 15 zile una dintre funcțiile de președinte sau vicepreședinte, iar acest lucru nu s-a întâmplat. În ciuda acestor acuzații, Florescu nu se teme că ar putea fi declarat incompatibil. Nu am primit nicio solicitare, dar voi analiza prevederile legale referitoare la statutul aleșilor locali și în funcție de speța în cauză se va lua o decizie, nu știu să vă spun acum. Prefectul de Gorj, Gheorghe Paraschiv, a anunțat că va analiza situația. Nu există nicio temere în ceea ce mă privește. Pot să vă spun că de alaltăieri, de când am auzit povestea asta relatată de domnul Bulceanu, m-am mai interesat și eu în stânga și în dreapta, stând de vorbă cu juriști. Singurul jurist care susține această chestiune este domnul Bulceanu, care nu știu dacă are studiile de specialitate. Dar când vine vorba de a declara incompatibil, incompatibilități, conflicte de interese sau mai știu ce alte stețe de genul acesta, PNL-ul este atât de atent și riscă câteodată să cadă în penibil. Florescu a ocupat timp de aproximativ o lună funcția de președinte interimar la Consiliul Județean Gorj după suspendarea lui Ion Călinoiu.